Știai că poți să vezi câți dintre abonații tăi au apăsat și clopoțelul pentru notificări? Hai să-ți arăt de unde poți să vezi asta din YouTube. Salut, sunt Ionuț de la Mes.ro și pe acest canal doresc să cresc o comunitate de YouTuberi care vor să crească împreună pe YouTube, așa că dacă și tu ești la fel ca noi, te rog să te abonezi la acest canal și de asemenea nu uita să apeși și clopoțelul pentru a primi notificări pentru următoarele clipuri. În primul rând, pentru cei care nu știu, apăsarea clopoțelului înseamnă că transmiți celor de la YouTube că te interesează în mod particular un canal. Dacă nu ai apăsat acel clopoțel, chiar dacă ești abonat acelui canal, cel mai probabil nu vei primi notificări în momentul în care acel canal postează ceva nou. Deci dacă te interesează în mod special un canal, chiar dacă te-ai abonat, apasă și clopoțelul. Sau, dacă ești YouTuber, produci conținut destul de mult, ai abonați, un număr mare, dar în momentul în care postezi, vezi că nu ai foarte multe vizualizări sau abonații tăi se plâng că nu au primit notificări, e foarte clar că nu au apăsat acel clopoțel, deci vorbește cu ei, invită-i să apese și clopoțelul. De ce insist pe a apăsa clopoțelul? Pentru că e din ce în ce mai clar că în momentul în care ai apăsat acel clopoțel, ai cele mai multe șanse să primești notificări. Asta nu garantează 100% că vei primi toate notificările, pentru că există și alte sisteme care intră în joc. Dar cei care au apăsat clopoțelul sunt cei mai probabil să primească și notificările de la YouTuberul preferat. Cei care nu știu ce sunt notificările. Notificările sunt acele anunțuri pe care ți le face YouTube că acel canal la care tocmai te-ai abonat a postat un clip nou. Asta vor fi transmise fie prin browser, fie prin dispozitivul tău mobil, fie pe mail. Știu că foarte mulți dintre voi știau despre ce este vorba, înțelegeau deja sistemul de notificări, clopoțelul și așa mai departe. Doar că nici eu, nici voi nu știam până acum câți dintre abonații noștri chiar au apăsat clopoțelul, câți dintre abonații noștri chiar au ascultat de îndemnul nostru să apese și clopoțelul. YouTube însă a făcut încă un lucru foarte bun, ne pune la dispoziție o unealtă care ne arată acum foarte clar câți dintre abonații noștri au apăsat clopoțelul și câți dintre ei au apăsat să primească toate notificările, pentru că există și posibilitatea asta. Hai să vă arăt unde găsiți chestia asta. Cred că toți știți să intrați în studio de creație beta, mergeți pe iconița canalului, YouTube Studio Beta, date statistice și avem păstrare aici, tabul. Și undeva în partea de jos vedem notificări clopoțel abonat, câți dintre abonații noștri au apăsat clopoțelul la îndemnul nostru și câți dintre ei au ales să primească toate notificările. În cazul meu, 39,4%, o cifră foarte bună din ce am văzut eu, au apăsat clopoțelul, primesc o parte din notificări, din care au apăsat să primească toate notificările, 23,9%, adică 684 de oameni au ales să primească toate notificările de la mine. Vreau să puneți pauza acestui clip acum și să vă duceți să verificați la voi în Analytics cât aveți acest procent. Câți dintre abonații voștri au apăsat clopoțelul și câți dintre ei primesc toate notificările. Și aștept răspunsul vostru în comentarii și apoi vom continua. Pentru cei care nu știu cum adică să primești toate notificările, în momentul în care vă abonați de pe mobil, vedeți că aveți subscribe, apare clopoțelul și aici puteți să vedeți toate notificări personalizate, deci veți primi doar o parte din aceste notificări, sau deloc. Deci de aici apare diferența dintre cele două procente. Și totuși, dacă v-ați uitat, în jur de 600 și ceva de oameni au apăsat să primească toate notificările de la mine. Numai că, nu știu dacă ați observat, dar în momentul în care postez ceva nou, în faza inițială nu fac mai mult de 300 de vizualizări, asta înseamnă că rămân încă jumate din oamenii care au apăsat pentru toate notificările și nu primesc toate notificările. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și cred că și la mulți se întâmplă aceeași chestie. Pentru că nu și-au setat și telefoanele să primească notificări, să dea voie la aplicația de YouTube să trimită aceste notificări. Dacă sunteți curioși cum se face și chestia asta, haideți să vă arăt și poate explicați și abonaților voștri. Mai întâi pe un Android, căutați aplicațiile, fie apps, cum am eu pe acest Huawei, fie apps and notification, cum am văzut că sunt pe alte Android-uri, intrați în apps sau aplicații, cum aveți, în ce limba aveți, căutați YouTube și undeva are notifications. Da? Trebuie să fie bifat allow notifications sau permite notificări, depinde cum aveți, în ce limba, repede, în ce limba aveți fiecare. E simplu de făcut, dar e foarte important să specificați chestia asta abonaților voștri. Pe iPhone aveți aici
notifications sau notificări în setări, căutați YouTube, allow notification și cam asta e. Pentru noi, creatorii de conținut, este foarte important să specificăm abonaților noștri să apese și clopoțelul, pentru că vrem să ajungă conținutul pe care îl producem noi la cât mai mulți, vrem să schimbăm lumea, vrem să schimbăm mentalități și așa mai departe. Deci este foarte important ca abonații noștri să apese clopoțelul. De asemenea, este foarte important să le spuneți oamenilor că în momentul în care se abonează să apese și clopoțelul. Știu că poate părea un pic enervant pentru unii dintre voi să repetați chestia asta, dar gândiți-vă că sunt oameni care uită poate să apese clopoțelul sau sunt oameni care nu înțeleg că trebuie să apese și clopoțelul pentru că nu înțeleg platforma. Nu toți știu YouTube așa cum știm noi, deci repetați tuturor să apese și clopoțelul. Mai e bineînțeles și cea de treia categorie, care pur și simplu nu vor să apese clopoțelul și atunci trebuie să le explicați că e în interesul lor să apese clopoțelul pentru că le prezentați videoclipuri pentru ei, pentru ceea ce s-au abonat ei. Evitați lucruri de genul, fraze de genul. Abonați-vă și apăsați clopoțelul că mă ajută foarte mult. Apăsați clopoțelul pentru că ajutați canalul foarte mult. Nu vă mai focalizați pe voi și pe canalul vostru, ci pe abonați. Deci explicați-le oamenilor că este în interesul lor să primească notificări pentru că voi faceți clipuri pentru ei. Voi faceți clipuri care să-i ajute pe ei. Pentru un videoclip, ca să crească, e foarte important ce se întâmplă în primele ore de la postare. De-aia e foarte important să și cereți oamenilor să apese clopoțelul. Pentru că în momentul în care primesc notificare, vor intra, vor vedea videoclipul, YouTube vede că fac foarte mulți parte din acel notification squad al vostru și asta va avea un efect pozitiv asupra vieții videoclipului. De asemenea, este foarte important să interacționați cu oamenii cu care vă vizionează clipurile în prima oră sau în primele ore. De ce? Urmăriți clipul din partea stângă și ne vedem acolo.